Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint câteva dovezi care arată purul adevăr șocant. Oamenii au apărut pe pământ înainte de Adam. Dacă ne luăm după Biblie, pământul are aproximativ 6.000 de ani. Dacă ne luăm după descoperirile geologice, planeta are 4 miliarde de ani, iar după cele arheologice, omul a apărut odată cu prima verigă și anume Australopithecus robustus, în urmă cu 2 sau 1,8 milioane de ani. Omul, în forma sa actuală, are aproximativ 40.000 de ani. Pentru creștini, omul a apărut atunci când Dumnezeu l-a făcut pe Adam. Totuși, oamenii de știință au o altă versiune și recent au făcut o descoperire ce aduce noi răspunsuri la una dintre cele mai mari întrebări ale omenirii. Este posibil ca o civilizație avansată să fi existat pe pământ înainte de istoria oficială? Este posibil ca Biblia să ne spună doar o parte din poveste? O echipă de oameni de știință a extras din mostre de smalț dentar cel mai vechi material genetic uman obținut vreodată. O reușită ce contribuie la clarificarea locului pe care l-a deținut în istoria evoluției omului o specie misterioasă dispărută numită Homo antecesor, cunoscută datorită fosilelor descoperite într-o peșteră din Spania. Cercetătorii au anunțat că au reușit să obțină material genetic dintr-un molar de Homo antecesor, vechi de 800.000 de ani, descoperit în apropiere de localitatea Atapuerca din nordul Spaniei și de la un molar cu o vechime de 1,77 de milioane de ani, de la o altă specie umană dispărută numită Homo erectus, găsit în apropierea orașului Dmanisi din Georgia. Specialiștii au recuperat proteine străvechi din dinți fosilizați cu ajutorul unei metode numite paleoproteomică, ce facilitează găsirea materialului genetic în fosile prea vechi pentru a conține ADN din cauza degradării chimice în timp. Secvențele de proteine sunt determinate de secvența ADN din genomurile noastre și, prin urmare, aceste secvențe de proteine antice oferă unele informații evolutive. Am demonstrat anterior că suntem capabili să extragem proteine antice chiar și din fosile de animale cu o vechime de 2 milioane de ani, a declarat Frido Wilker, specialist în antropologie moleculară la Universitatea din Copenhaga și autor principal al cercetării publicate în jurnalul Nature. Până în prezent, cel mai vechi material genetic de la o specie umană dispărută a fost datat cu aproximativ 420.000 de ani în urmă. Materialul genetic de Homo antecesor s-a dovedit deosebit de revelator, au precizat cercetătorii după ce l-au comparat cu mai multe date genetice de la specia noastră și de la specii umane dispărute. S-a descoperit astfel că Homo antecesor era ruda apropiată cu ultimul strămoș comun al liniei evolutive, care a dus la apariția Homo sapiens și cu doi verii dispăruți, omul de Neandertal și mai puțin cunoscutul om de Denisova. Acest lucru confirmă faptul că Homo antecesor se poate afla la baza unei noi colectivități umane, care apare probabil în urmă cu circa un milion de ani în Asia de Sud-Vest, în special în coridorul Levantin, în Orientul Mijlociu, a explicat paleoantropologul José María Bermúdez de Castro de la Centrul Național pentru Cercetări asupra Evoluției Umane din Burgos, Spania, coautor al studiului. Regiunea respectivă a fost un refugiu important pentru biodiversitate în timpul epocilor glaciare, contribuind la promovarea apariției de noi specii, a adăugat Bermúdez. Homo antecesor este specie dispărută de hominid, care a trăit între 800.000 și 1,2 milioane de ani în urmă. Specia practica acte de canibalism. Evoluția umană este un subiect controversat pentru oamenii de știință. Dintele analizat a aparținut unui bărbat. Deși multe aspecte cu privire la Homo antecesor rămân incerte, cercetătorii au menționat anterior dovezi care sugerează că specia practica acte de canibalism.
Cercetătorii au precizat că paleoproteomica poate contribui la descifrarea evoluției umane, îmbogățind cunoștințele obținute prin studiul formei și structurii fizice a fosilelor scheletice. Specia noastră a apărut inițial în Africa cu aproximativ 300.000 de ani în urmă. Oamenii de știință au căutat să afle mai multe despre arborele genealogic uman, inclusiv despre strămoșii imediați ai liniei de descendență care a condus la apariția Homo sapiens, omul de Denisova și omul de Neandertal. Datele moleculare, a spus Wilker, constituie o sursă independentă de informații evolutive. Aceste descoperiri științifice arată că datele din Biblie, potrivit cărora Pământul ar fi fost creat în urmă cu 6.000 de ani, ar fi eronate. Adam, primul bărbat modern, a apărut prima dată pe Pământ în urmă cu aproximativ 209.000 de ani. Totuși, apariția lui Adam poate fi stabilită doar în funcție de specia umană la care se face referire. Este posibil ca o civilizație avansată să fie existat pe Pământ înainte de istoria oficială? Este posibil ca Biblia să ne spună doar o parte a poveștii? Iată o altă ipoteză cu adevărat fascinantă, despre care am să vă vorbesc în continuare. Potrivit a doi oameni învățați ai vremii, împăratul roman Iulian Apostatul, 331-363 după Hristos, și teologul calvin Isaac de la Peyrer, 1956-1676, ființe preadamite, adică înainte de Adam și Eva din Biblie, ar fi existat în trecutul îndepărtat al planetei noastre. Și nu sunt singurii care susțin această teorie. Și alți istorici și cercetători din zilele noastre, deși puțini, sugerează că o rasă inteligentă de oameni a locuit pe Pământ înainte de Adam și Eva. Din cauza căderii lui Satana, o distrugere pe scară largă a avut loc pe planeta Pământ. Rezultatul acestei distrugeri a fost atât de mare, încât lumea a trebuit să fie refăcută cu Adam și Eva. Dar ce s-a întâmplat cu adevărat? Cum a ajuns ca civilizația să fie restartată pe Pământ? Având în vedere genealogia omului din Biblie, luând în considerare faptul că Adam a fost primul om din epoca noastră, rezultă că de la Adam și până în timpurile noastre au trecut aproximativ 6.000 de ani. Au fost 76 de generații de la Adam până la Isus, așa cum putem citi în Matei 23:38. Dar, de la crearea planetei și până la apariția lui Adam, trebuie să fie existat și alte civilizații. Oamenii de știință nu recunosc Biblia ca și carte de știință. Ei spun că Pământul ar avea 4,5 miliarde de ani, iar întreg Universul 13,7 miliarde de ani vechime. Există chiar unele texte maiașe care sugerează că Universul ar fi mult mai vechi, având 16,7 miliarde de ani vechime. Aceste informații ar fi fost date maiașilor de către îngerii căzuți și zei, care i-au învățat astronomie, inginerie și matematică, și le-au permis să ridice unele dintre cele mai mari temple de pe Pământ, cum ar fi Chichen Itza. Chiar dacă unii consideră că aceste relatări despre zei ar fi doar mituri, este posibil să existe mult adevăr în ele. În orice caz, cercetătorii au ajuns la numeroase constatări care au confirmat că omul a existat pe Pământ înainte de timpurile sugerate de cărțile sacre, cum ar fi Biblia. Aceste civilizații preistorice vechi ar putea fi conectate într-un fel cu civilizațiile pierdute ale continentului Mu și ale Atlantidei? Chiar și în Biblie există unele fragmente care ne pun pe gânduri. De exemplu, ceea ce a mai fost, aceea va mai fi, și ceea ce s-a întâmplat se va mai petrece, căci nu este nimic nou sub soare. Sau, dacă este vreun lucru despre care să se spună iată ceva nou, aceasta a fost în vremurile străvechi de dinaintea noastră. Sau, nu ne aducem aminte despre cei ce au fost înainte și tot așa despre cei ce vor veni pe urmă. Nici o pomenire nu va fi la urmașii lor. Eclesiastul 1, 9-11.
Este posibil ca toate tehnologiile avansate pe care le-am dezvoltat în zilele noastre, cum ar fi laserele, bombele atomice, sateliții, calculatoarele, navele spațiale și așa mai departe, să fi existat în trecutul îndepărtat? De exemplu, vechiul oraș Ebla este posibil să fi fost distrus de o bombă atomică. Întrebarea este câte civilizații au precedat pe Adam și Eva, pentru că, așa cum spune chiar Biblia, nu este nimic nou sub soare. Și iată și alte exemple despre urme sau artefacte vechi de câteva milioane sau chiar sute de milioane de ani. Ciocanul londonez, un artefact vechi de 100 de milioane de ani, demonstrează clar că în acea perioadă pe Pământ existau oameni sau chiar extratereștri. Știința s-a înșelat din nou. De asemenea, în Rusia a fost găsit un șurub vechi de 300 de milioane de ani. Cine l-a creat, de vreme ce oamenii nu existau în acele vremuri? O altă descoperire șocantă, făcută tot în Rusia, arată o bucată dintr-o mașinărie de aluminiu veche de 300 de milioane de ani. De asemenea, în China, țevi vechi de 150 de mii de ani îi lasă mască pe oamenii de știință. Oamenii primitivi nu puteau să le construiască. Atunci, cine să le fi construit? Extratereștri? Cercetătorii spun că toți oamenii care au trăit până în vremurile noastre se trag dintr-un cuplu, femeie-bărbat, care a trăit cu 100 de mii până la 200 de mii de ani în urmă. Cercetătorii au analizat codurile genetice a 5 milioane de animale, inclusiv oameni, de la 100 de mii de specii diferite, și au dedus că noi ne tragem dintr-o singură pereche de adulți, după ce un eveniment catastrofal a distrus aproape întreaga rasă umană. Aceste coduri de bare sau fragmente de ADN care se află în afara nucleului celulelor vii sugerează că nu numai oamenii provin dintr-o singură pereche, dar și animalele, în cazul a 9 din 10 specii. Stoeckel și Thaler, oameni de știință care au condus studiul, au concluzionat că 90% din toate speciile de animale de astăzi provin dintr-o singură pereche, care s-a născut în aproximativ același timp cu mai puțin de 250.000 de ani în urmă. Această concluzie este foarte surprinzătoare, a recunoscut unul dintre cercetători. Noul raport al experților de la Universitatea Rockefeller, împreună cu cercetătorii de la Universitatea din Basel, a fost publicat în revista Human Evolution. Dr. Stoeckel a spus, într-un moment în care oamenii pun accentul atât de mult pe diferențele individuale și de grup, poate ar trebui să petrecem mai mult timp pe lucrurile care ne aseamănă între noi. Concluziile aruncă un mister considerabil în ceea ce privește motivul pentru care a fost nevoie de a începe din nou viața umană, într-un timp relativ scurt. Mai ales că ultima extincție cunoscută a fost în timpul dinozaurilor, cu 65 de milioane de ani în urmă. Dar există și alte dovezi care arată că o civilizație umană superioară a existat cu sute de mii de ani în urmă, contrar cu ce ne învață istoria oficială. Mulți oameni se întreabă dacă civilizațiile antice care au existat pe Pământ cu mulți ani în urmă au fost destul de avansate, iar experții descoperă uneori lucruri care schimbă ceea ce știm noi despre istorie. Dar, dacă cu 100 de mii de ani sau cu un milion de ani în urmă a existat o civilizație avansată pe Pământ, asta ar schimba totul. Au existat numeroase descoperiri care arată că multe civilizații avansate au existat pe Terra cu mii, zeci de mii sau sute de mii de ani în urmă. Ceea ce ne duce la întrebarea la ceea ce știm cu adevărat despre istorie și despre rasa umană din trecut. Istoricii tot ne spun că omenirea modernă este pe Pământ de doar câteva mii de ani, dar descoperirile recente sugerează altfel. De exemplu, există dovezi care arată că o civilizație inteligentă poate că a existat în Africa cu mai mult de 100 de mii de ani în urmă. Aproximativ 150 de kilometri spre vest de Port Maputo, există rămășițele unei metropole care este în jur de 1500 de kilometri pătrați.
cercetătorii sugerează că aceasta este un oraș antic, care ar fi putut fi doar o parte din ceea ce ar fi putut fi o comunitate și mai mare, de aproximativ 10.000 de kilometri pătrați, despre care se crede că a fost construită între 160.000 și 200.000 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Geologia care o înconjoară este interesantă datorită multor mine de aur care se găsesc în vecinătate. Cercetătorii cred că o civilizație dispărută din trecut poate să fi trăit și să fi exploatat aici aurul. Un alt exemplu este Amazonul, care poate să fi fost casa civilizațiilor pierdute. Unii cred că ar putea să fi existat o civilizație antică care să fi trăit împreună cu strămoșilor în regiunile îndepărtate ale Amazonului. Odată cu despăduririle actuale, Google Earth a găsit 210 geoglife în peste 200 de situri diferite din Amazon, într-o zonă cu dimensiunile de 2500 de kilometri pătrați. Similar cu liniile Nazca, desenele antropomorfe, zoomorfe și geometrice trebuie privite din aer pentru a fi înțelese. Dar cea mai mare întrebare rămâne: de ce? Multe rămășițe din ceea ce pare să fi făcut parte dintr-o civilizație necunoscută și antică au fost văzute a fi situate sub copaci, printre pădurile tropicale din Amazon. Piramidele pierdute din Amazon dau un indiciu de existența unei civilizații preistorice. Cercetătorii au convingerea că piramidele de la Paratoari au fost făcute cu mult timp în urmă de o civilizație care nu a fost recunoscută de istoria oficială. Structurile piramidale au fost identificate mai întâi prin fotografiile prin satelit ale NASA, făcute în 1976. Fotografiile au făcut numeroși cercetători să meargă în regiunea Manu a pădurii tropicale din sud-estul Perului pentru a încerca să localizeze structurile și să afle dacă ele au fost construite de o civilizație pierdută. De asemenea, unul dintre cele mai enigmatice și misterioase dintre toate monumentele de pe pământ este Marele Sfinx, care se găsește în Giza, Egipt. Construcția este veche și este ceva care a reușit să-i încurce pe cercetători încă de la descoperirea monumentului. Până de curând, Sfinxul nu fusese datat, deoarece nu existau înregistrări găsite care să vorbească despre asta. Acum, totuși, cercetătorii din Ucraina au venit cu o nouă teorie care este oarecum provocatoare. Ei cred că Sfinxul poate avea o vechime de 800.000 de ani. Și se spune că această teorie are suportul științei. Să fi existat într-adevăr viață inteligentă superioară cu milioane de ani în urmă? Recent a fost publicat un studiu care a ajuns la concluzia că forme de viață foarte diferite, complexe, ar fi putut să existe odată pe Pământ, înainte ca omenirea actuală să fie apărut. Se spune că a existat suficient oxigen în mediul înconjurător pentru a permite celulelor complexe să evolueze. Unii oameni de știință cred că nu suntem primele forme de viață complexă care au existat pe planetă. Se spune că a existat o altă formă de viață complexă. Cu toate acestea, ea a dispărut pe parcursul lungii istoriei Pământului. Concluziile la aceste cercetări pot fi următoarele. Poate că acum înțelegem mai bine povestea biblică cu Adam și Eva, care spune că oamenii moderni au apărut dintr-o singură pereche. Această poveste a fost luată mult timp în râs, dar acum cercetătorii recunosc și ei că ne tragem dintr-un singur cuplu. Cine a creat primul cuplu? E posibil să fi provenit dintr-o era anterioară? Biblia ne spune că Dumnezeu a creat prima femeie și primul bărbat. Adepții teoriei conspirației spun că primii oameni au fost creați în laborator de extraterestrii geneticieni. Interesant este că cercetătorii ne mai spun că a mai existat o specie de oameni mai veche, dar care a fost pulberată de un eveniment tragic în urmă cu peste 100.000 de ani. O rasă inteligentă de oameni a locuit pe Pământ înainte de civilizația noastră modernă, dar despre ei istoria ne cenzurează orice mențiune. Așa cum am văzut, potrivit a doi oameni învățați ai vremii, împăratul roman Iulian Apostatul și teologul Calvin Isaac de la Peyrer, ființe preadamite
ar fi existat în trecutul îndepărtat al planetei noastre. Este posibil ca aceste constatări să fie indicii de civilizații preadamite? Planeta noastră poate că a suferit o serie de cataclisme și distrugeri, dar viața nu a fost complet distrusă. Ea a repornit de mai multe ori. Concluzia care se poate deduce este următoarea. Noi nu suntem primele ființe civilizate care am locuit pe această planetă. Prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine. Vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci vă doresc numai bine, pe curând!